Domnul să vă binecuvinteze, frații și surorile mele, Domnul să vă dea o inimă înțeleaptă, un gând priceput și mie să-mi dea Dumnezeu putere să transmit mesajul pe care mi l-a trimis Domnul. Am un mesaj care Dumnezeu mi l-a trimis și Dumnezeu să-mi dea putere să-l dau acel mesaj pentru înțelesul tuturor și pentru înțelesul bisericii, un mesaj pentru întărire, pentru zidire și pentru ridicarea bisericii. Am să citesc din Habacuc, din capitolul 2, de la versetul 2. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe tun ca să veghez, să văd ce are să-mi spună Domnul și în ce îmi va răspunde la plângerea mea. Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia și sapă pe tablă ca să se poată citi ușor, căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți dacă zăbovește, așteaptă, căci va veni și s-a împlinit negreșit, slăvit să fie Domnul. Vă rog să vă reașezați jos. Am citit aceste versete pentru că zice, căci Domnul mi-a răspuns și a scris, scrie prorocia, sapă pe table, căci este o prorocie a cărei vreme se va împlini curând și Dumnezeu este Cel care ne vorbește și Dumnezeu este Cel care ne înștiințează, pentru că și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun care are grijă de copiii Lui, care are grijă ca noi să fim înștiințați dinainte de vremurile ce ni se pregătesc, pentru că așa am avut în descoperire, căci am să-ți descoperi vremurile care vi se pregătesc și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care vrea să ne descopere vremurile care ne sunt pregătite în față. Dar înainte de a vorbi despre visul acesta, am să vă spun ca o introducere ca să înțelegeți, pentru că vreau să vă spun, visele și prorociile sunt date unor oameni obișnuiți. Nimeni nu este mai presus dacă are un vis sau o prorocie decât ceea ce Dumnezeu îi dă și ceea ce Dumnezeu face. Pentru că am să citesc din Geneza de la capitolul 37, versetul 5, 6, 7 și 8. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi care l-au urât și mai mult. El le-a zis, ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și tată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii vroștii l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ tainul lui. Frații lui au zis, dar n-ai să împărăsești tu peste noi, doar n-ai să ne cânumești tu pe noi. Și l-au urât și mai mult din pricina visului lui și din pricina cuvintelor lui. L-au urât și mai mult. Deci pentru Iosif visul a fost pentru că ce a câștigat ce? Ura fraților și fraților lui. A câștigat ceea ce el nu a așteptat. Vreau să vă spun că în Geneza 40:5 este descris visele paharnicului și șapitarului. În Geneza 41:1-8, faraon are două vise cu vacile și cu spicele. După aia am să trec în Faptele Apostolilor, am să trec în Noul Testament să vă arăt că oamenii lui Dumnezeu sunt înștiințați atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, pentru că Dumnezeu este Cel care își desfășură planul și planul lui este dus la împlinire, pentru că zice că în Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 3, vedenia lui Corneliu, vedenia lui Petru în 10:10, în 9:10, vedenia lui Anania. Și vreau să vă spun căci ceea ce trebuie să tragem de aici, concluzia, căci care este rolul viselor, care este rolul vedenilor, care este rolul prorocilor, pentru că acestea nu sunt date degeaba, nu sunt date ca numai să fie date, ci Dumnezeu are un plan, Dumnezeu are un rol, are o misiune, are o pregătire pentru poporul lui și aceasta este prin aceste vise, prin aceste prorocii. Vreau să vă spun că are rol de înștiințare. La Iosif a fost un rol de înștiințare, l-a înștiințat de planul lui Dumnezeu cu privire la el, l-a înștiințat cu planul lui Dumnezeu cu privire la Egipt, cu ceea ce se întâmple și ceea ce trebuie să facă ca o pregătire pentru poporul Egipt ca să se pregătească de cei 7 ani de foamete. A fost după aia în dreptul lui Anania, în dreptul lui Cornel, în dreptul lui Pavel, pentru mântuirea lui Pavel, pentru mântuirea lui Cornel. Visele acestea au fost date pentru mântuirea anumitor oameni. Deci în planul lui Dumnezeu este plan de înștiințare, plan de mântuire, de avertizare. În dreptul lui Iosif a fost și un plan de avertizare cu privire la poporul evreu ca să nu moară de foame, atât evreii cât și poporul poporul evreu, pentru că și pentru poporul evreu, fiindcă erau sclavi și erau oameni care erau
socotiți ca niște animale, vreau să vă întreb, atunci când este foamete și când sunt animale în grajd, ce faci? Le dai mâncarea la animale sau oprești pentru tine? Oprești pentru tine și animalele sunt sacrificate. Deci Iosif a avut un rol ca să țină și poporul în viață, poporul evreu, ca să fie mântuirea deplină, ca să nu fie decimat, să nu fie nimiciți. Mai este un rol de pregătire în Apocalipsa. Și acestea vă spun pentru ca să vă pregătesc de ceea ce am să vă continui în continuare. Vreau să vă întreb, ce oameni au fost aceștia? Au fost oameni sfinți, au fost oameni faraon care au fost oameni în afara poporului, oameni necreștini, au fost oameni creștini, au fost romani. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar noi trebuie să luăm seama, de aceea trebuie să fim atenți, pentru că și Dumnezeu își alege oamenii, nu noi îl alegem pe Dumnezeu, și Dumnezeu vrea să lucreze prin cine vrea, cu cine vrea, este decizia Lui, să știm, dar să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu care ni se dă. Urmarea viselor pentru Iosif a fost urât de frații lui, a intrat în pușcărie, a fost dat ca sclav. Ieremia a fost întemnitat de două ori, prorocul Domnului a fost întemnitat de două ori și nu numai atât, căci a fost tăiat ca martir în două. Deci a fost Ieremia tăiat în două, Ezechiel a fost dus în robie, Anania, un rol mai important, a dus la convertirea lui Pavel, la convertirea lui Pavel și la mântuirea lui. Daniel a fost marginalizat și uitat. Toți apostolii lui Iisus Hristos, vă întreb, ce au pățit? În afară de Ioan, care a fost dus în exil în insula Patmos. Toți au murit ca martiri. Vreau să vă spun că mesajul lui Dumnezeu pentru oamenii lui Dumnezeu nu este un mesaj ușor care să-l spui ușor. De aceea mă rog ca Dumnezeu să-mi dea putere și înțelepciune ca ceea ce să vă spun să fie pentru zidirea bisericii, și știu că în urma ceea ce o să spun, mulți o să intre la judecată, mulți o să judece, mulți o să fie părtinitor, dar Dumnezeu să-mi dea înțelepciune și la voi înțelepciune să pricepeți cuvântul lui Dumnezeu, că zice, nu disprețuiți prorociile, ci vedeți din ce Duh vin și luați ce este bun. De aceea vă spun, fraților și surorilor, luați ce este bun, pentru că am să trec la vis. Dar în primul rând vreau să vă spun, am cercetat cuvântul lui Dumnezeu, a fost în urmă cu 3 săptămâni acest vis, în data de 30 ianuarie 2022, anul ăsta, și am citit Biblia și m-am uitat dacă este după cuvântul lui Dumnezeu, pentru că prorocia, fraților și surorilor, nu trebuie să iasă din cuvântul lui Dumnezeu, vedenia, nu trebuie să iasă din cuvântul lui Dumnezeu, și ceea ce ni se arată, ni se confirmă prin Biblie, prin cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea am stat și am meditat, pentru că am avut o luptă de 3 săptămâni, așa cum zice în Daniel, în Daniel capitolul 10 cu 12, că zice că Daniel a avut o luptă de 3 săptămâni, dar îngerul Domnului a venit și a dat putere. Așa am avut și o luptă de 3 săptămâni în care am stat la îndoială să spun cuvântul, să nu spun, să spun ceea ce mi-a arătat Domnul, să nu-mi spun. Am avut lupte, am avut intrigi, am avut piedici, am avut opreliști, am avut boală, și în urmă am zis, decât să apase mâna lui Dumnezeu peste mine, mai bine să-l spun. Și am să vă spun visul. Se făcea, fraților și surorilor, că era cerul. Era cerul plin de stele. Cerul era plin de stele, dar fără lună. Dintr-o dată a apărut luna, a început așa ca și cum ar fi după o eclipsă, să apară din ce în ce mai mare și să fie luminoasă. A apărut luna, stelele, dar în fundal, pe partea dreaptă, s-a văzut dintr-o dată pământul așa cum s-ar vedea din satelit. S-a văzut pământul și după ce s-a văzut, s-a mai văzut încă o lună în partea dreaptă, deci era luna, pământul, încă o lună în partea dreaptă, dar imediat a apărut o ceață care pur și simplu le-a început să le mistuie, să le mănânce, că zice, căci cuvântul lui Domnului zice, căci cerurile se vor face ca un sur și se vor strânge, căci am citit în
În 2 Petru 3:10, ziua Domnului se va veni ca un hoț, în ziua ce acelor vor trece cu trosne, trupurile cele se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm cerul noi și pământ nou în care va locui neprihănirea. Și aceasta a fost ceea ce mi-a arătat Dumnezeu ca o vedenie. Dumnezeu mi-a arătat acest lucru. Imediat după ce a fost ceața respectivă, s-a strâns tot, a apărut ca un ecran negru în fața mea, toate au fost topite, a rămas numai acel ecran negru și am auzit o voce care mi-a zis: ascultă ce am să-ți arăt, ce vi se pregătește, am să vă arăt ce vi se pregătește. Am rămas surprins, oare ce ni se pregătește? Imediat după ce am auzit acea voce, a apărut o masă mare, rotundă, în jurul ei erau persoane, 10-12 persoane, nu știu, îmbrăcate în robe, așa ca și împărații, cu tiatiră de aia regească pe cap, și pe masa respectivă vedeam grămezi de bani, cum se acumulau, cum se strângeau, și erau fericiți că acele grămezi creșteau. Erau ei ca și cum ar fi într-o cameră și automat mi s-a arătat în partea cealaltă populația, oameni îngrijorați, oameni care se îngrijorau: ce se întâmplă? Nu mai avem bani. Și o femeie zicea: nu mai avem bani, ce o să facem? Și am zis: ascultă, femeie, până mai este pâine, bani și aur nu putem mânca, dar este pâine. Imediat cum am zis acel cuvânt, s-a schimbat imaginea și a apărut pe masă, masa a fost goală și dintr-o dată au apărut grămezi de pâine, erau grămezi de pâine așa cu vârf. Și în grămezile alea de pâine erau cei care erau cu pâinea pe masă, dar așa mi-a arătat Domnul că și pâinea este, dar ei nu vor să o dea. Oamenii erau îngroziți de partea cealaltă, alt tablou tot așa, deci se arăta tabloul din partea aia, tabloul din partea asta altă, tabloul cu cei care erau în camera respectivă și ceilalți. Și am văzut în partea dreaptă oamenii, mulțimea, cum se îngrijora, cum înseta, cum nu mai avea mâncare, cum se îngrozea, nu mai era mâncare, dar totuși mâncarea era oprită, era pe masă grămada de pâine, grămada, deci mâncarea era, dar era oprită și nu o dădea. Și ceea ce mi s-a arătat mai puternic, am văzut... Mi s-a spus așa: o să înceapă vânătoare de vrăjitori, dar acesta este doar un pretext, pentru că Biblia va fi scoasă din circulație și va fi numită o carte de vrăjitorie și vor fi întrerupte rugăciunile și noi vom fi opriți. Am văzut oameni, dar care erau pe cai, deci cu autoritate, cu sabie la brâu, care urmăreau oamenii și creștinii și îi urmăreau și ziceau: să te lepezi de credință, să te lepezi de rugăciune. Se interzicea rugăciunea, fraților și surorilor, dar în spatele chipului acelora am văzut demonii, am văzut două, deci erau mai mulți, dar la două mi s-a arătat. La unul mi s-a arătat o față de-aia hidoasă ca de demon și la altul mi s-a arătat chiar ceea ce m-a intrigat și am stat și m-am gândit, era fața cu ochii și din dreptul ochilor apăreau ca două arcuri cu săgeți care vreau să tragă în oameni. Deci acesta a fost visul. Dar vreau să vă spun că ceea ce mi s-a arătat a fost și pe vremea lui Daniel, a fost și pe vremea lui Ceaușescu și ceea ce a fost, dacă noi stăm să vedem, este un ciclu care se repetă din an în an, din sute de ani în sute de ani, este un ciclu care se repetă. Acum ni se pare o nebunie ceea ce vă vorbesc eu, nu se mai poate, ziceți, dar vreau să vă întreb: când a fost la început cu coronavirusul, cine a crezut că o să fie oprit toată lumea, o să stea în case? Cine a crezut că toată lumea o să fie blocată în case?
Cine a crezut? Am auzit prorocia tot așa înainte cu un an de zile că zicea va veni un val, o boală care va opri și va opri toată circulația pe tot pământul și m-am gândit ce o să fie și a fost nu după mult, după un an de zile. Și vreau să vă mai spun pentru că ceea ce mi-a arătat Dumnezeu am mai spus la serile de rugăciune și ne-am rugat de două ori pentru acel lucru ca să nu se întâmple și totuși s-a întâmplat. Am avut în 31.3.2021 un vis în care mi se arăta războiul între Rusia și Ucraina și l-am istorisit la fratele păstor, l-am vorbit în serile de rugăciune, dar îmi pare rău pentru că la serile de rugăciune sunt foarte puțini oameni și foarte puțini sunt interesați de lucrarea lui Dumnezeu ca prorocie din biserică. Și nu s-a întrebat și nu se întreabă pentru că vreau să vă spun, cuvântul acesta nu este pentru proroc, nu este pentru văzător, nu este pentru cel care primește, ci este pentru biserica întreagă, pentru trezire, pentru ridicare, pentru a lua măsuri împotriva ceea ce ni se pregătește, pentru că Dumnezeu vrea să ne atenționeze ce ni se pregătește în viitorul apropiat, pentru că l-am avut în 31.3.2021 și în 24 februarie 2022 s-a întâmplat exact cum am văzut în vedenia respectivă și joi când am venit, am ieșit de la biserică, un frate mi-a arătat imagini cu ceea ce eu am văzut în imaginea minții și am văzut fix așa trupurile cum mi le-a arătat Dumnezeu, arse, cum le întorceau soldații să vadă de pe o parte pe alta și acele imagini așa m-au marcat că am zis, uite zic, ceea ce mi-arăți tu, mi-a arătat Dumnezeu un vis perfect, chiar cum am visat, cu mașină de război arsă, cu oameni care ardeau pe marginea drumului și Dumnezeu este Cel care ne atenționează, fraților și surorilor. Este un mesaj greu, dar vreau să vă spun că și Dumnezeu vrea să luăm aminte, Dumnezeu vrea să ne întărim, Dumnezeu vrea să ne atenționeze și să ne dea înțelepciune să luăm atenție la ceea ce ne-a spus, pentru că am să citesc din Marcu 1:15, vă rog să vă ridicați în picioare, căci Iisus zicea în Marcu 1:15, El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Hai, fraților, să credem în Evanghelie și în cuvântul Dumnezeului Celui Atotputernic, Dumnezeului Celui Viu, care lucrează cu semne și minuni și care are grijă de poporul Lui. Poporul Lui suntem noi, biserica aceasta, bisericile de peste toată fața Pământului și Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să credem în cuvântul Lui Dumnezeu, că zice căci orice cuvânt care iese din gura Lui Dumnezeu se împlinește, nu se întoarce fără rod. Fraților și surorilor, dacă scrie ceea ce scrie în Apocalipsa, se va împlini pentru că ei de aceea vor să scoată cartea aceasta, pentru că știu că este puterea cuvântului lui Dumnezeu care se va împlini iotă cu iotă. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să stăm vegheatori în aceste vremuri, căci El vrea să avem încredere în Scripturi și în cuvântul lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul nostru. Ne rugăm ca Dumnezeu să lase călăuzire, să lase veghere, să fim vegheatori, să fim împlinitori ai cuvântului Dumnezeu și Dumnezeu să ne aibă în paza Lui, slăvit să fie Domnul. Intrăm în rugăciune.